Vă invit să reocupați locurile dumneavoastră. Noi rămânem aici și vrem să rugăm pe Domnul. Vă invităm și pe dumneavoastră să cântați, să cântați împreună cu noi, măcar la cântările pe care le știți. Ne întoarcem ca să-ți mulțumim, Părinte veșnic și divin, căci tu, prin harul minunat, mereu ne-ai binecuvântat. Îți mulțumim că și tu ne dai, iar noi primim. Să cântăm împreună această cântare. După această cântare, fratele Ștefan Buțuțui va aduce înaintea dumneavoastră și înaintea noastră a tuturor cuvântul lui de mulțumire, iar apoi fratele Savencu, cel scuze, nu știu numele mic, să vină să mulțumească Domnului printr-o poezie, iar apoi vom continua programul. Amin. Îți mulțumim, îți mulțumim, că-și Tu ne dai, iar noi primim, îți mulțumim.
Cel care ține făclia. Noi ne bucurăm în fiecare zi de faptul că avem o lumină mai mare decât o eventuală făclie. Când ne trezim dimineața, vedem soarele care răsare și ne luminează ziua. Și suntem în anumite situații ispitiți să nu ținem cont de cel ce face ca soarele să răsară. Sau dacă o facem, o facem într-un mod superficial, poate din datorie. Și Sfânta Scriptură vine și ne atrage atenția că mulțumirea din perspectiva lui Dumnezeu în viața oamenilor care îl cunosc pe El este o poruncă. Trăim într-o lume în care mulțumirea este un gest opțional. Mulțumești sau nu pentru o faptă bună, pentru un gest care ți-l face cineva? Sau nu mulțumești? Însă Sfânta Scriptură vine și ne spune nouă: mulțumiți totdeauna lui Dumnezeu și pentru toate lucrurile. Și pentru lucrurile bune, pentru binecuvântările care le primim, pentru realizările în viața noastră, dar mai mult trebuie să depășim această barieră și să mulțumim și pentru lucrurile care ne plac mai puțin, care se petrec în viața noastră. Trebuie să depășim acest altar dincolo și să-i mulțumim știind că în spatele tuturor evenimentelor stă Dumnezeu care le știe pe toate. Amin. Că Domnul ne-a spus, perii din carne sunt numărați și El știe când unul cade jos. Și vis-a-vis de noi ne spune că noi nu suntem capabili să facem un fir de păr alb sau negru. Împăratul David a avut o zi când a ales să mulțumească lui Dumnezeu și a făcut-o într-un mod cu totul și cu totul deosebit. Și aș vrea să citesc aceste câteva cuvinte din Cartea Cronicilor. După ce Dumnezeu a dat o deosebită victorie, a înțeles să încheie lucrarea aceea,
spunând: David a binecuvântat pe Domnul în fața întregii adunări și el a zis: binecuvântat să fii tu din veac în veac, Doamne Dumnezeul părinților noștri, Părintelui nostru Israel. A ta este, Doamne, mărirea, puterea și măreția, veșnicia și slava, căci tot ce este în cer și pe pământ este al tău. A ta este domnia, căci tu te înalți ca un stăpân mai pe sus de orice. De la tine vine bogăția și slava. Tu stăpânești peste tot. În mâna ta este tăria și puterea și mâna ta poate să mărească și să întărească toate lucrurile. Acum, Dumnezeul nostru, te lăudăm și preamărim numele tău cel sfânt. Căci ce sunt eu? Și această afirmație este făcută de acest om de referință, de împăratul David, cel mai mare împărat al poporului evreu despre care vorbesc ei ca și națiune și vorbim și noi astăzi în locul acesta. Căci ce sunt eu și ce este poporul meu ca să putem să-ți aducem daruri de bunăvoie? Totul vine de la tine. Este de reținut acest amănunt. Totul vine de la Dumnezeu. Și din mâna ta primim ce-ți aducem. Înaintea ta noi suntem niște străini și locuitori ca toți părinții noștri. Zilele noastre pe pământ sunt ca umbra și fără nicio nădejde. Adică atrage atenția că noi suntem trecători. Fiecare pas al nostru, fiecare mișcare, fiecare gest, fiecare privire, fiecare respirație noastră, tot, absolut tot, nu sunt lucruri care se petrec la întâmplare, ci sunt daruri care le primim clipă de clipă din mâna lui Dumnezeu. Slăvit să fie numele Domnului. Amin. Dumnezeu a învățat pe poporul Israel să nu uite de acest aspect, de acest amănunt așa de important. Și în Deuteronom vine să le atragă atenția și să le spună să păziți și să împliniți toate poruncile. Să aveți un punct de vedere special vis-a-vis de mulțumire. Și le spune, le îndeamnă să-și aducă aminte și a stabilit acestei națiuni, acestui popor, în anumite perioade, zile când ei trebuiau să se închine lui Dumnezeu cu mulțumire. Și într-un anumit loc spune, vezi, să nu uiți tot ceea ce eu ți-am făcut. Și le reamintește acolo pașii aceia, din momentul în care a venit Moise între ei, că s-a dus acolo în Egipt. Și din prima zi, pas cu pas, spune, i-a dus în țara aceea promisă. Fost oameni din poporul acela care au pus la îndoială, n-au mulțumit, s-au răzvrătit împotriva lui Dumnezeu, au spus cuvinte care nu sunt compatibile cu facerea de bine și cu atitudinea unui om. Atunci când cineva este atent și elegant cu tine și Dumnezeu a pedepsit, trebuie să moară o mulțime de oameni și numai o anumită parte a trebuit să ajungă în țara aceea promisă. Împăratul David spune în Psalmul 103, binecuvântează suflete al meu. Adică să vorbești cu tine și să-ți propui să fii atent, să mulțumești în fiecare clipă, să fii treaz, să-ți stabilești obiective în viață, în fiecare zi, în relația ta cu Dumnezeu, să-i mulțumești lui și să-i fii recunoscător. Apostolul Pavel spune unei biserici, îți repet acest cuvânt, mulțumiți lui Dumnezeu totdeauna și pentru toate lucrurile, căci aceasta este voia lui Dumnezeu cu privire la voi. Dumnezeu să ne binecuvânteze. Amin. Amin. Prea iubiții mei, frați, surori, scumpieri, lăsați. Scrie în Cartea Sfântă Biblia, în Ioan, capitolul 3, versetul 16, căci Dumnezeu este cel mai mare iubitor. A iubi în cel mai înalt grad lumea,
care este cea mai mare asociație, încât a dat pe singurul său fiu cel mai mare dar, pentru ca oricine, cea mai mare latitudine, crede, cea mai mare simplitate, să nu piară și să aibă cea mai mare favoare, viața veșnică, amin. Cea mai mare oportunitate. Despre acest Dumnezeu aș vrea să recit în dimineața aceasta câteva versuri. La început, redă cuvântul Dumnezeu a construit cerurile și pământul, cel de noapte învăluit. Ciclul meteorologic pare scos de sub control, pretutindeni întuneric și un pământ pustiu și gol. Dar porunca cea divină, cea țâșnit din tron de foc, ce spectacol, ce lumină, lasă unda cea de șoc. Și analizând efectul unde totul merge strună, va decide arhitectul că lumina este bună. Amin. Echilibru atmosferic, după ce l-a definit și lumina de întuneric Dumnezeu a despărțit. Mai apoi, când iar vorbi, nu știm, tare sau în șoapte, el a spus luminii zi și întunericului noapte. Și-a mai zis să se arate doi luminători pe voltă, dispozițiile date nu stârnesc nicio revoltă. Glasul său făcu să apară o lumină orbitoare, energia nucleară ce s-a îngrămădit în soare. Dumnezeu mai proiectează ale nopții santinele, luna și apoi urmează o puzderie de stele. Arta lui ne-o demonstrează, luna, stelele pe cer, soarele ce luminează bolta marelui mister. Mii de ani, fără uzură, consemnate în vreun index, ce vedem noi în natură, unica aparatură, cu un statut mult prea complex, anotimpuri, vara, iarna, în ce ordine apar. Domnul controlează scara graficului planetar. Și reglând temperatura soarelui doar prin cuvânt, el dă frigul și căldura necesare pe pământ. Nori încărcând cu aburi, în scânteia apoi îi sparge, curge ploaia ca prin jiaburi și pe mal și pe catarge. Numai el închide cerul să nu ploaie dacă vrea. El deține tot misterul. Cine-l va legitima? Cele spuse spre a puține și sumar sunt prezentate. Arta lui se observă bine și în ființele create. Despre om cu înțelepciune, David preciza odată. E un miracol, e o minune, e o făptură minunată. Pește, struț, hipopotamul, mândru căl cu coama în vânt, vite, fiare de tot neamul, Doamne, parcă mă înspăimânt. Domnul-i cel ce le hrănește, amin, îngrijind de fiecare, ca și omul, toate acestea, cer într-una de mâncare. Dacă el deschide mâna, le dă hrană tuturor. Altfel, le-a înghițit țărâna, toate s-o filesc și mor. Iată, opera reală al creației tezaur, care scoate la iveală cum e suveranul faunei. Din creația selectă, omul-i singura făptură, devenită imperfectă, reade tot după Scriptură. Primul neam scos din tradiții și cuplat cu Dumnezeu. Ei au fost izraeliții, el celebru neam iudeu. Celelalte neamuri roată se închinau la idoli muți, Dumnezei ce niciodată nu vor fi recunoscuți. Psihic
stare anormală, rebutați în caracter. Pe arena mondială se afirmase Lucifer. Fals izbor de sănătate. Dumnezeu acestui veac, lumii moarte împăcate, oferea satanic leac. Diavolul, în realitate, e viclean și mincinos. Și maestru în strâmbătate duce omul tot mai jos. Strică tot ce ia în mână. De la toate sens, invers. N-a creat nicio fărâmă din ce este în univers. Nicio enciclopedie nu ne poate confirma că Satan în galaxie a făcut măcar o stea. Însă, reuși să atragă oameni prin al său miraj. De ce moartea lui mai dragă? E o întrebare de paraj. Când pe adânc a tras o zare, cu al priceperii pe el, să-l asiste în lucrare, s-a sculat Emanuel. Lui s-a dat puterea toată, prințului moștenitor, ca într-o zi de har să poată deveni mântuitor. Fiii oamenilor lumii îi era plăcerea întreagă, astfel că de trupul umii, trup și suflet el se leagă. Îi iubea nespus de tare el pe-a lui Adam urmaș, căci la greaua întrebare voluntar s-a pus chezaș și cu prețul vieții sale clar s-a angajat Hristos. A croit spre rai o cale pentru orice păcătos. Amin. Nu atât izraeliții, nu doar neamul cel iudeu, el pe toți nefericiți i-a împăcat cu Dumnezeu. Pentru a noastră îndreptăție, numai El e competent. Despre adânca sa iubire, scrie în Noul Testament. Tu, ființa cea mai dragă, Domnul Păcii, Mel Divin, inima, dă-i o întreagă, azi, pe veci, de veci, amin. Amin, Domnul, să vă binecuvânteze. Am hotărât cu frații împreună să avem un astfel de program și când a venit rândul meu să spun ceva, am zis că mai degrabă îl laud pe Domnul printr-o cântare. Nu sunt un bun orator și așa voi face. Vreau în cele ce urmează să laud pe Dumnezeu cu o cântare și să-i mulțumesc pentru tot ce mi-a dăruit. Amin. Iar apoi invit grupul aici în față să mai cântăm o cântare spre slava Domnului cu toții. În cele din urmă, fratele Dionisie ne va aduce și el cuvântul lui de mulțumire. Amin. Amin. Să fii
plac cu viața mea cu tot.